Peste 10.000 de locuitori din Dărmănești vor avea de la anul și rețea de canalizare. Asta pentru că astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru extinderea infrastructurii de apă în județul Bacău. Contractul pentru execuția lucrărilor s-a semnat astăzi de către autoritățile locale și județene. Astfel, în Dărmănești vor fi realizați 55 de kilometri de rețea de canalizare. Este un moment pe care îl așteptăm de atâta vreme și suntem bucuroși că astăzi vom semna contractul pentru investiția aceasta atât de importantă pentru comunitatea localității noastre, pentru toți locuitorii din Dărmănești. O investiție care este pentru generațiile actuale și va rămâne pentru generațiile viitoare. Mare parte din banii necesari pentru aceste lucrări vor fi asigurați din fonduri europene. Depinde și de felul cum vom colabora cu toții, depinde și de capacitatea celor trei firme de construcții. Vom asigura finanțarea la timp. Ei să aibă grijă, să aibă capacitatea să ducă lucrările la bun sfârșit într-un timp cât mai rapid, astfel încât la sfârșitul anului viitor să absorbim toți banii. 55 de kilometri de canalizare în Dărmănești este o zi care, nu spun că rămâne în istoria Dărmăneștiului, dar e o zi memorabilă pentru cetățenii Dărmăneștiului. Promit că ne vom încadra în termene în care e necesar să se consume fondurile europene, cu condiția să avem decontarea cât de cât ritmică. Anul viitor, până iunie-iulie, vom fi aproape de final. Lucrările ar trebui finalizate până în toamna anului viitor. Sper ca domnii constructori să-și facă treaba undeva ca la august-septembrie anul viitor, când se încheie contractul, să fim aici la recepție. Nu, dumneavoastră țineți minte, că mass media ține minte, nu-i problemă. Dacă nu, îi ajută pelicula. Locuitorii orașului Dărmănești speră să aibă cât de curând rețea de canalizare. Așteptăm de mult. Dacă ar începe, ar fi ideal pentru noi. Și că se face. Așteptăm să vedem toate, da? Avem făcut acolo groapă. Ne s-o promis, dar rămâne de văzut. Mai avem niște puțuri sorbante pentru baie și atât. Restul la grădină. Au semnat la primărie contractul. Ne bucurăm, suntem mulțumiți în cazul ăsta. Dar numai să nu rămâi iar cu promisiune. Valoarea totală a proiectului de extindere a infrastructurii de canalizare și a rețelei de distribuție a apei în județul Bacău este de peste 500 de milioane de lei. Și mii de locuitori din Târgu Ocna vor avea de anul viitor rețea de canalizare. Contractul a fost semnat tot astăzi în cadrul proiectului de extindere a rețelei de canalizare. La Târgu Ocna urmează a fi construit 27 de kilometri de rețea de canalizare. Astăzi la Târgu Ocna avem un eveniment foarte important. Astăzi se va semna contractul pentru una din cele mai mari investiții care le-a avut orașul. O investiție care se va concretiza în 27 de kilometri de canalizare, 6 stații de pompare apă uzată și o stație de epurare. Pare să că vineri 13 este cu noroc și pentru Dărmănești și pentru Târgu Ocna, pentru că se semnează astăzi două contracte de execuție, atenție, nu de finanțare, nu de prefinanțare. Munca mea înseamnă munca în echipă, echipa din spatele meu, echipa făcută cu cei de la postul de mediu, făcută cu directorii care am și mă ajută cu domnii de la consultanță. Eu de acum începe, urmând cu sprijinul autorităților locale, în termen de 15 luni, începând în, sperăm că din 1 iunie, să începem să dăm ordine de, să avem ordine de atacare și să implementăm proiectul ca până la sfârșitul anului 2015, cât se poate de repede să fie implementat și terminat și recepționat. Eu vă mulțumesc și cele toate bune. Stampila. Ce
Locuitorii din Târgu Ocna spun că așteaptă de mult timp să aibă canalizare. Așteptăm, dacă nu. Eu n-am nici bai, cât pe canalizare. E foarte rău. Foarte rău. Totul facem grădină. Ar fi bine și canalizare, să avem și gaze. Data de finalizare a proiectului pentru execuția rețelei de canalizare este decembrie 2015.